zis că se ce în aer. Nu, Tina, n-am mai zis Viorel. Viorel a lăsat în aer. Dacă... Gata, el a zis direct atunci. Guri... Și a deranjat pe care scrie înainte aici, de asta m-a deranjat. Da, da, știi? Cum spuneai, de exemplu, da, Mercedes, Lopez, oricum am zis cu Alin, oricum ați puteți să vă duceți voi în locul meu, că oricum nu vreau să mă duc. Da, oricum ai zis în emisiune, Viorel. Viorel a zis în emisiune, mă duc eu cu Laura. Adică... Da, mă, cu mama, era inițial, am zis că intru eu. Știi? Și eu am zis că poate chiar intră el până la urmă. Da, asta ai crezut tu, dar eu am zis că nu mă duc, eu nu vreau să mai intru nici la telefon în cameră. Crede-mi. Mi-a ajuns. Dacă ziceam eu, probabil nu mai era și... Ai liniștit. Știi, dacă nu zici, vreau să în favorul. Nu, nu e bine, dar dacă vrei, era aici acum ce mesajul. Îmi spunea, vezi că cedezi locul sau așa. Mai trebuia să vorbim pe școală. Bracă-te, dezbracă-te, iar bracă-te, iar dezbracă-te. Mamă, bracă-te, iar dezbracă-te. Ok. Ai înțeles? Că dacă mi-ți zice, eu nu mai întrebam. Studiante. Mă duc să mă schimb. Ce? Mergi să te schimbi? Bine. Ce faci acum? Poți să fumezi o țigară. Păi e fumat înainte. Jumate. Și pe aia păpăm unde să. Ești tot la și umbl la mine. Cât mai ai din asta? 10. Serios? Dar tu ți le numeri de fiecare dată? Continu? În fiecare zi? Adică non-stop? Dar scoate-l să-l văd și eu. Nu zici. 10 sau maxim 11, dar cred că 10. 2, 4, 6, 8, 10. Uitați-le în numeri, bă. La mine rămâne. Nu să rămână la tine. Nu mai fumezi astăzi, gata. Băi, vezi că... Schimbă-te și schimbă-ți bluza. Ce am dat? Du-te și schimbă-ți bluza. Hai mă că n-am. Du-te și, băi, ridică-ți bluza, guri! Uite. Nu țin, dar știi că ți-a căzut bluza și s-au văzut sânii? Vrei să zic în gura mare? A? De margine și de cealaltă margine, dimineața mă trezesc supărat. Vorbesc foarte serios. Da? Da. Dacă o să mă vezi într-o dimineață, e indispus să știi că din cauza ta. Și atunci o te iau? Asta mă fi zis, da? Asta e strețe. Nu faci în dragoste, că eu când sunt supărată nu fac dragoste. Nu, asta ce fain e. A, așa pe supărare, aia? Ți-ți place când ești supărat să te iau să te arunc cu tine de pereți? Să faci, Doamne, iubire. Nu știu, serios, tu cum dormi? Că am văzut că... Se place că stai cu spatele la mine. Uh-huh. Păi și? Stiu. Și ce fac? Toată noaptea? Nu, de obicei adorm așa. Cu spatele la mine? Da, și în timpul nopții, fac, mă trezesc viața în brațe. Dar așa adorm, așa adorm, așa adorm, știi? Și pe parcursul nopții, ți-am învățat. O să vezi că te cau noaptea. O, dacă mă cau noaptea, serios că îmi place. Da, așa fac. Îmi place foarte mult. Că și la fel. Eu dacă am simțit că 5 minute nu am fost îmbrățișați, vin imediat să te iau în brațe, adică te caut. Și la fel fac și cu ursulețul. Da. Și cu ursulețul și cu orice, da. Și cu perna, trebuie să fiu tot timpul îmbrățișat sau să îmbrățișat pe cineva. Și eu stau cu... N-am cu cine să dorm. Tot timpul mă trezesc cu o pernă. Da? Și mai am vise de alea șmechere și m-am trezit și sărutând perna. Jur, da, m-am trezit cu perna. Cum adică te-ai trezit cu vise dintre astea mai ciudate? Adică ce vise ai? Făceai dragoste cu iubita? Nu știu cu cine. Nu mai contează. Nu mi l-am amintit. Ah, dar să stai perna? Da. Hai mă, eu. Da, am pățit-o de două ori. Ai, guri, ce, ce tragic. Tragic. De unde am țigări? Le-ai băgat pe salon. Și unde sunt? Nu știu. Ia vezi pe lângă perna, pe acolo? Da. Iubi, trebuie să-ți iasă, da? Da. Ajută-mă, ia-o de toartă și de mine până... Poți? Da. După aia le iau cu cineva, cu Viorel sau cu cineva.
super! Mariana! Cum e?